Salutare lume și bine v-am regăsit. Continuăm explorarea insulei și a pericolelor acesteia. Bun. Data trecută am rămas fără plută. Crocodil, 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 crocodil. Fug, 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 fug. Apără-mă. Ok, hai să ajutăm triceratopsul. Băi, mare! E mare și se mișcă și rapid. Fiomia? Fugi, mă! Să rămân fără săgeți. Cine mă mai poate apăra pe mine? Trebuie să fug după vreun dinozaur ceva. E bun că nu sunt foarte rapizi crocodilii ăștia. Pare că și încarcă viața când se bat cu chestiile și le mănâncă. Adică când mănâncă chestii. Ok, hai că l-am omorât. Bun. Bun. Băi, mare, mă, masiv. Ok, am pierdut și o grămadă de săgeți din cauza lui. Trebuie să mănânc. Băgat carne. Arunc asta putredă. Am și o grămadă de carne. Am făcut rost de multă carne. Inventar. Are piele de crocodil. Avem piele de crocodil. Hai de bine. Bun. Am numai 16 săgeți. Ok, acolo e de la șarpele alea era inventarul. Bun, cum fac să ajung la plută? Măcar Meganura moare dintr-o săgeată. Ok, am nevoie de săgeți. Am nevoie de flint și de... Bă, m-ai speriat. Ok. Am băut apă din laștină. Bun, văd o broască uriașă. Mi-e frică. Asta e zona periculoasă, rău. Băi, zic că nu mă ataci măcar tu. Văd pluta. Văd pluta, fie aici, s-o băgat în stâncă. Hai, 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 întoarce-te. Așa, așa. Bun, trebuie să ieșim din zona asta periculoasă. Hai că am ieșit aproape de tot. Nu cred că mă mai ajung crocodilii aia. Bun, aici așa e zona ok. Dacă intru în partea aia prin laștina, nu știu cât e de bine. O să încerc să ocolesc copacii ăștia. Văd alt crocodil care se bate cu ceva în față. Nu știu cu ce se bate. Doi crocodili care se bat cu ceva. Sau fugăresc ceva. Bun.
Am pic și fac level. Nu-i rău. Văd muntele în față. Trebuie să ajungem la muntele cu un șarpe. Ăsta încearcă să se bage în apă după mine. Da, cred că se bagă în apă după mine. Ok, văd un fel de plajă interesantă. Mai mare ca plajele normale. Nu mă fugărește. Nu mă fugărește nimic. Dar bine, eu credeam că mă urmărește ceva și m-am oprit să mă uit ce. Dar pe aici ai o ruină? Nu, o ruină, era un dinozaur, am crezut că e pe acolo. Vreun pufăr din asta. Ok, cred că am ieșit din zona aia periculoasă, plină de crocodili și șerpi. Văd păsări care stau liniștite pe plajă. Bun, probabil mai sunt pe aici prădători, dar nu așa mulți. Ok, o să opresc plut aici. Văd că vine seara deja. Mă bucur că mi-am recuperat pluta. Oviraptor. Avem plin de păsări dodo. Oviraptorul mănâncă numai ouă. Văd ceva acolo. Da, nu, e un moss chops. Băi, e o zonă foarte liniștită aici. Nu mă așteptam să fie chiar așa. Bine, văd că ceva se fugărește. Ce mă... Da, uite și pe ăștia mici. Hai, că ok. M-am speriat că e zonă foarte liniștită imediat după zona aia. Băi, alea sunteți mulți. Sigur că moare. Trebuie să-mi fac altă suliță cumva. Suliță. Ok, 2 flint și 15 fibre. Acolo e un 2 raptori. 2 raptori periculoși. Bun, bun. Am loadat zona prea rapid. Trebuie un pom din ăsta. Ok, destul lemn. Că aveam destul lemn. Mă duc să fac roz niște flint. Dar unde găsesc o piatră pe care o pot sparge? Și unde sunt raptorii aia? Bă, nu-mi zic că eu omorât țestoasele. Cred că eu omorât țestoasele. Dacă ar fi bine. Ok, deci raptorii ăștia au fost omorâți de țestoase. Că mie îmi convine, era un tech raptor aici. Ulei, circuite, avem... Dar țestoasele, chiar nu mă așteptam să-i omoare. Bun, văd acolo un parazaur care e fugărit de ceva. Eu caut o piatră. Caut o piatră și nu găsesc. A, aici așa intru în zona aia periculoasă iară. Am o piatră. Cred că e un dilfozaur pe acolo, nu sunt sigur. Unde găsesc și eu o piatră de spart? Să iau niște flint. Și de fibre aveam nevoie pentru suliță nouă. 4 fibre. Nu mai am nevoie de fibre. Era 15 fibre, parcă. 11 fibre. Ok, ok. 19, ok. Am destule fibre. Mai iau încă o plantă de pe aici. Să am fibre și după aia. Pentru săgeți. Poate găsesc cadavrele lui... Păi amici, ce am omorât. Văd acolo, văd, un fel de yeti din aia.
Că e frumos. Frumoasă creatură, dar ăștia sunt periculoși, mi se pare. Uite stânca aia pe care o căutam. Nu, n-am nevoie de mai mult flint. O să sparg stânca asta. Hai că am putut să fac o suliță nouă cu și level. Ia uite, ia uite ce frumos e asta. Nu știu cum se numește. Bag apă. Ceva mâncare. Și trebuie să mă duc înapoi la plută, până nu-i prea târziu. Bun, o zonă faină. E și ceva acțiune prin ea, dar nu foarte multă, dar e ceva, adică e destul acțiune. Dincolo era prea multă acțiune și mi-au luat pluta, mi-am pierdut pluta, adică. Ok. Ok, hai că e bine. Hai că e bine, e timpul să mă duc înapoi spre plută. Îmi pare rău că n-am găsit niciun cufăr aici, dar cred că o să mă mai duc pe aici după aia. Trebuie să umplu cu apă. Să fac un foc aici. Crafting, n-am destule chestii. Bun, nu mai fac foc momentan. O să-mi pun pe mâncare. Bun, și am level 41 deja. Când am plecat aveam level 20, mi se pare. Ok, am avut acolo destul de multe cufere mai devreme, na, episoadele trecute. Și alea m-au ajutat mult la făcut level. Acum n-am găsit niciunul, dar na, poate găsim mai în față, la muntele ăla. Acolo am eu așteptări. Și acolo o să mergem în episodul următor, probabil. Momentan o să ies și eu, adică o să închid episodul. Vreau să... Nu pot să umplu astea dacă sunt sub apă. Vreau să umplu astea cu apă. Bun. Ce putem crafta? Am chestiile astea. Vreau să le craftez, dar n-am polimer organic. Bun. Deci, eu sper că v-a plăcut episodul. Și dacă v-a plăcut, lăsați un like și ne auzim cu următorul episod.